familie, agitarul este pe drum. Haideți să vedem ce fac colegii mei. Totdeauna ziua asta a predării, cum o numim noi, e una în care suntem entuziasmați și totodată și cu o teamă, cu frică, oare le place, oare nu le place, oare e pe gustul lor, li se potrivește. Ce faci, Omid? Bine, uite, gata, i-am pus și asta. Aha, etichetele. Da. Sigla familiei Jitaru. Da, asta este logo-ul făcut de colegul meu. Iar site-ul se numește, domeniul pe care l-am cumpărat și am făcut și site-ul, se numește familiajitaru.ro. Abia aștept să văd reacția familiei când o să afle de domeniul pe care l-a cumpărat Omid pentru ei. Renovarea este pe ultima sută de metri. Toată lumea muncește de zor. Se fac ultimele retușuri, se pun la punct ultimele detalii și, nu în ultimul rând, se face curățenie, pentru că totul trebuie să strălucească. Mergem la noua casă? Da. Da. Trebuia și să văd. Numai tu? Eu. Mie îmi bate inima foarte rău. Și la mine la fel. Mie la fel. Colegii mei au rămas în casă să se asigure că totul e perfect, iar eu am ieșit în fața blocului să aștept familia. Am fost plăcut surprins să văd câți oameni au venit să-i aștepte. Mulți cu pancarde special scrise pentru ei. Oameni ca voi merită o viață mai bună. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Bine ați venit acasă. Asta trebuie să o ținem minte. Andrei, ești un înger păzitor. Înțeleg că-i cunoașteți. Da! M-a emoționat treaba asta pentru că oamenii aia erau oameni care de-a lungul timpului au primit ceva de la familia Jitaru și nu mă refer neapărat la lucruri materiale. O atenție, un cuvânt bun. Ori asta spune ceva de fapt despre familia Jitaru. Nu vezi, da? Familia e pe drum. Știți că vin legați la ochi, da? Până nu le dau eu eșarfele jos, nimeni nu zice nimic, da? Acum îmi dau seama, colegii mei sunt sus. Asta înseamnă că o să am nevoie de încă trei care să mă ajute să le dau eșarfele jos. Tu, tu și tu. Când vă fac eu semn, veniți, dar nu râdeți, nu chicotiți. Să vă dați puțin mai în spate, puțin mai în spate, puțin, puțin mai. S-a deschis ușa. Vă vine să credeți? Salutare. Că a venit ziua asta? Da. Hai. Stai puțin, să nu cazi. Vezi că e treaptă, e bordură, așa. Întinde mâna și l-ai luat pe Gabi de mână. Am un prietenit, văd că acum ai încredere în mine, da? Aveți emoții? Da. Multe. Eu credeam că o să fie multă lume aici, așa spun de fiecare dată. A reușit să vină mama ta, Gabi. O să vă dăm eșarfele jos. Atenție, o să zic 1, 2, 3 și la și dați eșarfele jos, da? 1, 2, 3, sunteți pregătiți? Da. Și... oamenii ăștia care au venit au niște mesaje scrise pentru voi. Mulțumim! Acum, voi copiii aveți o forță extraordinară. Cu vocea va trebui să mutați acest autocar. Am încredere în tine, Ștefi? Da. Ia mut autocarul. Spune-i să dea la o parte. Mut autocarul! 1, 2, 3 și... Mut autocarul! Da, domne, așa da! Și acum toată lumea! Mut autocarul! Mut autocarul! Mut autocarul! Mut autocarul! Mut autocarul! Mut autocarul! Să știți că ei trei sunt cei responsabili, de fapt, pentru tot ce o să găsiți acolo sus. Alina, Omid și Adela, bravo! Ne așteptați? Da! Haideți odată! Venim! Au observat de acolo, de jos, în momentul în care am mutat autocarul, schimbările de pe balcon.
și la un moment dat, cred că Andra a spus ce bine arată balconul. E clar că abia așteptau să ajungă acasă. Hai, împinge, 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 împinge. Vai de capul meu! Și oamenii se entuziasmează, încep să zică, super, ce mișto, ce tare. Oamenii ăștia au rămas fără cuvinte. Da, mi se pare mie să au jucat. Trebuie să au jucat. Nu știu. Ori să-mi jucați o lună. Hai să vedem bucătăria. Mă duc eu. Hai, hai la bucătărie, hai la bucătărie. Stai să... Nu cred. Bucătăria era spațiul ăla roșu care ne-a lovit pe toți prima dată când am intrat în apartament. M-am gândit că roșu ăla înseamnă ceva pentru ea, așa că am decis să nu renunț total la roșu. Peretele opus blatului de bucătărie l-am placat cu niște plăci decorative care au un model geometric în formă de hexagon. Și asta pentru că în a doua zi, cea a demolării, am văzut că ei aveau pe perete, în spatele plăcilor de gips carton, niște hexagoane schițate. Sunt atât de frumoase! Nici nu știu cum să mă exprim. Au rămas fără cuvinte. Wow, deci de vis, niciodată n-am văzut așa bucătărie. Masa era foarte mare, era și o floricică în circulețe și niște pătrate. Astea? Uite-te pe geam. Nu credeam să stau acolo. Alina, tocmai le prezentam proiectul tău special. Nu înțeleg sensul. E de bine. Le-au plăcut și astea. Doamne, ce tot spune Dragoș, că nu înțeleg nimic. Îți explic eu după, îți povestesc după. Hai, uitați-vă, uitați-vă pe unde vreți pe aici. Prin dulapuri, pe la apă, pe unde vreți. Faceți ce vreți. Wow. Centrală. Nu pot să cred că a fi centrală. Ce-mi doream în trecut era să am căldură, pentru că de tablete și de telefoane și de astea aveam timp să-mi cumpăr, dar căldura era cea mai bună în casă, deoarece noi stăteam doar într-o cameră și e greu să stai doar într-o cameră, nu poți să te miști pentru că e puțin loc. Și acum avem căldură în toată casa, chiar e cald și ne bucurăm foarte mult. O bucurie de nici nu pot să exprim, e ceva wow. Știi ce e asta? Nu. E de aia de la benzină. Un bidon care era în dormitor. Exact. Din bidonul ăla, el a făcut lampa asta, l-a umplut cu Ipsos și l-a transformat într-o lampă. Cu mânuța lui. Super tare. Le place. Ați terminat cu bucătăria, mergem mai departe? Da. Hai. Bucătăria mea este minunat și abia știu să fac prăjiturele și să le fac pizza la copii. Este ceva de vis. Nu pot descrie în cuvinte. Iar ce vedeți acolo? Este sufrageria voastră. Am simțit că e o povară să primești mult dintr-o dată, pentru că ei nu prea sunt obișnuiți să primească așa totul deodată. Ei sunt obișnuiți să primească ca să dea, ceea ce e o diferență. Mama, asta e ca la hotel. Uite pietricile albe!
flori, Doamne, nu pot să cred că am flori. Eu ador florile. E wow! Nu-ți mai aduci aminte de nimic. Deci nu-ți mai aduci aminte cum era sufrageria asta? Ceva, ieși din comun, e ceva, n-ai cuvinte, efectiv n-ai cuvinte. E casa la care noi nici măcar nu am visat. Abia acum înțelegem și noi ce simt acele persoane cărora noi le-am, din puținul nostru le-am dăruit. Și e fără cuvinte. Adică da, asta e un lucru pe care trebuie să-l învățați, să primiți și să vă bucurați. Știți că toți oamenii care au lucrat aici la casa asta au lucrat din suflet și din drag. Știu că au pus tot sufletul lor aici și se vede. Îngerașilor, ca să destind un pic atmosfera, am eu o chestie așa, îmi place să beau apă cu familia în primul moment în care oamenii își văd casa și o să vă pun cât un pahar cu apă. Eu am mai văzut ceva aici și este mare adevăr. Despre curajul de a ne lăsa văzut? Da. E aleasă bine cartea asta. Da. Trebuie să aveți curaj să vă lăsați văzuți. Hai să ciocnim. Hai să ciocnim un pahar cu apă. Hai. Noroc să vă bucurați de casa asta. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută. Gata? V-ați liniștit? Mergem mai departe? Da. Vă las să alegeți. În ce cameră vreți să intrați voi două? În aia sau în aia? Aia. Ești sigură? Da. Sunteți sigure? Da. Și dacă nu e aia camera voastră, ce facem? Ne mutăm în altă cameră. Intrați în camera aia. Da. Și ne spuneți dacă voi credeți că e camera voastră sau nu. Da? Da. Bine. Poftiți. Voi stați așa și închideți ochii. Wow. Camera este foarte mică, are doar 3 metri pe 3 metri. Provocarea a fost mare de a integra în afară de pat și câteva spații de depozitare, astfel încât să fie suficient de încăpător pentru a depozita câteva lucruri. Și al mami. Adică ce e acolo în dormitorul ăla de vă face să credeți că e al mami și al tati? Un pat mare. Florile lui mama. Da, orhidee. Și mobila cum e? Wow. Concluzie, a cui e camera aia? Al mami și al tati. Deschidem? Da, hai. Hai, vină lipite. Or, ce-o fi aici? Acum, dacă nu este ăla dormitorul vostru, care... Ăla. Ăsta? Da. Intrați aici? Da. Bine. Tare, apasă pe clanță. Wow. Sunt copii care cer să fie iubiți, dar sunt copii, precum Andra, care spun părinților, te iubesc, dar mai ales o demonstrează. Și lucrul ăsta l-am regăsit în mine, pentru că eu am fost genul de copil care n-am știut ca Andra să spun te iubesc. Așa că în camera lor m-am eliberat ca să pot să spun, da, Andra, da, Ștefi, și eu vă iubesc. Eu cred că e a mea asta. E a mea. Am văzut-o desenul lui Ștefania
văzut cu inimioară. De... Da. Așa. Și ce am mai văzut și o față care tot ea a făcut-o. E patul meu ăsta. Că e cu... Să văd că eu sunt cu cocoțatul, da. Ce-mi doream de mică era să am un pas supraetajat și chiar mi s-a îndeplinit dorința, deci sunt cea mai fericită din lume. Și eu la fel. Ce văd toată camera. Voi foloseați baia asta? N-am folosit-o niciodată. N-am folosit-o niciodată. Nu. Simt eu că o să o folosiți foarte mult. Mai mult tu. Vrei să vezi de ce? Da. Intri în baie, dar numai tu. Sper să am cuvânt. Și Andreea, vreau să își dea seama, fără să zici de fapt ce vezi, da. Ce e acolo? Dragoș, nu mai poate Andreea să mai coboare din patul ei. Nu mai pot. Stați așa. Întoarce-te invers. Așa. Așa se coboară din paturile astea. Și pune piciorul și asta ești, te ții de astea două. A rămas blocată în pat. Pot să ai înțeles? Da, în ăsta pot să stai. Te ții de astea. Deci, Tefi, ai pus întrebarea care îmi place foarte, foarte mult. Aștept să aud chestia asta de fiecare dată când eu și colegii mei facem o cameră de copii. Ia. Te rog frumos, vină cu aceea. Wow. Cu Andra, urcă-te în pat. Bine. Da, puteți să săriți în pat. Deci este cea mai mare bucurie pe care mi-a spus să mi-o faceți pe ziua de azi. Vă las să săriți în pat. Hai. Uite chiar și prinsule. Ia unde? Wow! Chincuiat. Wow! Studio. Ai auzit? Băi, Gabi, de ce ai zis? Îmi place să pot prin munca mea să-i dau un lucru care de fapt să-i îmbunătățească calitatea vieții sau să-i aducă ceva în plus pentru familie. Și acel studio, am impresia că o să-l ajute pe Gabi să fie încă o dată un tată care poate să aduce ceea ce trebuie acasă. Du-te și tu să te uiți. Știi, când am vrut să fac aici, când ziceam că e locul cel mai bun pentru studio. Gabi era mult de emoție. Deși spera, în sinea lui spera și de când ne-am mutat aici a dorit să-și facă propriul lui studio, efectiv n-a avut cuvinte. Fetelor! Da? Să știți că mami și tati sunt pregătiți să intre peste voi. Ei! Bună, mama! Bună, ai văzut ce mama! Uite ce mi-a dorit! Mama! Bună, mama! Uite ce mi-a dorit să stau și eu sus! Ai, deci nu pot să cred asta camera voastră! Da, dar pot să sărim în față! Uite, mama, și laptop! Fai, câte sunt oameni! Mie mi-a plăcut că în camera mea mi-a făcut la șifonier oglinde. Și acum pot să dansez la ele, pot să mă îmbrac la ele, să mă văd. V-a plăcut? Foarte mult. Da. Sunt bucuroasă pentru că... Ai casă de vis. Am casă de fis. De fisuri. Să vedeți ce cameră frumoasă are. Opa! Și voi. Vă rog, fetelor, arătați-le lui mami și tati. Închideți ochii și închideți ochii și când vă spun tata, eu. Închide. Și acum deschideți-i. Ia. Ia. Iubesc. Ha, ce bine. Și uite, și ăsta e mare. Ce oglindă ai. Și am și oglindă. Și uite, ai și orhidei. Noi deja ne-am învățat. Diminețile de sâmbătă le petrecem aici. Duminica nu? Ba da. Acum numai că te întimpați. Întotdeauna ne-am dorit să avem un dormitor al nostru. Mă bucur enorm că avem acel dormitor și acel spațiu al nostru. Hai, 3, 2, 1 și zi. Wow!
se uită mami și tati prin baie. Uite-te și tu ce e acolo, dacă vrei. Mă duc și eu, mă duc și eu. E albastră. Wow! Asta este ciutăuș. Dar așteptăm să ne învălățim în cază. Da. Știți că, la fel ca în tot restul casei, și aici aveți calorifer. Da. Am văzut, portosop. Tata, e cel mai fericit. Motivul pentru care m-am tot gândit la soluții pentru a câștiga bani a fost faptul că am aflat că ei sunt voluntari. Sunt oameni care, din puținul pe care au, dăruiesc mai departe. Și mi-am dorit cumva de data asta să fie ei cei care primesc și dacă hotăresc să dea mai departe din lucrurile pe care primesc, să aibă și ce. Având în vedere că vouă vă place să faceți lucruri de mână și de asemenea să ajutați oamenii, v-am înregistrat și un domeniu și am făcut și un website. Am făcut și un exemplu de produse, dacă ați observat prin casă. Da. Da. Deja și marcate cu logo și dormitor. Exact, familiajitaru.ro. Ne-am bucurat enorm de mult pentru că în sfârșit toată lumea va putea vedea ceea ce facem noi. Va putea probabil cumpăra și noi vom putea dona din bănuții strânși către alții care nu au la fel ca și noi. Sper să vă fie de ajutor. Doamne ajută. Mulțumim de suflet. Haideți să vedem și da, balconul, nu? Da. Terasă deja, nu mai e balcon. Wow. Ce e drept, noi ne-am dorit foarte mult să-l închidem. Însă, crescând fetele, voiau tot timpul dimineața să luăm micul dejun acolo și asta făceam. Sau ne mai beam cafeluța când ele erau la școală, iar acum avem locușorul nostru. Este minunat și mă bucur că avem flori.